faceți? Astăzi vreau să vin la voi cu un videoclip în care să vă prezint lucruri pe care să le faceți atunci când vă plictisiți, în special lucruri mai creative, să spunem. Și am vrut să postez foarte mult videoclipul ăsta acum, pentru că în perioada asta este și această vacanță de primăvară, în care știu că poate mulți deja v-ați plictisit. Și dacă vedeți acest video în altă perioadă, probabil ați apăsat pe el pentru că din nou vă plictisiți groaznic în casă. Așa că am venit cu câteva idei, poate câți ceva ce vi se pare interesant, și aș vrea să încep și o serie de videoclipuri asemănător celui în care am încercat să croșez un cardigan ca începător. O să vă las un link pe ecran, care surprinzător a mers destul de bine, deși nu mă așteptam. Și de aceea am venit cu această listă pe care o să vă prezint astăzi și mă gândeam să scrieți în comentarii care vi se pare cel mai interesant lucru de pe listă, și cu ăla să încep această serie de încerc să, în care o să facem diverse lucruri din acestea creative, artistice, și pentru cei care chiar vă plictisiți și nu știți ce să faceți și nu aveți să fieți un imbolt din acela de a vă apuca de chestii, să fie această serie în care mă vedeți pe mine încercând lucruri noi și poate vă motivează și pe voi să încercați ceva nou. Sau puteți să încercați alături de mine și astfel ce vi se pare interesant de pe lista asta, îmi scrieți în comentarii și o să încercăm într-un videoclip sau videoclipuri viitoare. Asta a fost intro-ul, haideți să începem. Încerc să vă las și poze sau videoclipuri pe ecran ca să înțelegeți mai bine la ce mă refer. Când vă explic ce vă explic, în jos am lista dacă o să mă uit uneori. Și începem cu primul lucru, încercați un tablou cu diamante. Nu știu sigur cum se numește, eu așa îi zic. Adică e tabloul așa care are le lipiști ceva dublu adeziv pe el și cu ceva spatulă iei diamante și le așezi după numărul respectiv. E foarte, foarte relaxant și la final te alegi cu un tablou foarte drăguț și este o idee foarte bună pentru că atunci când te plictisești, credeți-mă. 2. Un lucru care s-ar putea să vi se pară un pic dubios, dar încercați să învățați limbajul semnelor. Eu am de foarte mult timp să învăț limbajul ăsta, dar, nu știu, pur și simplu n-am găsit ocazia sau timpul necesar. Dar mi se pare un lucru foarte mișto pe care să-l știi și în viață cine știe, poate te lovești de chestia asta și chiar ar putea să fie ceva util. 3. Învață să scrii cu mâna stângă. Din nou, un skill care poate nu e neapărat la fel de util sau nu te ajută neapărat în viață, dar poți să zici, hei, fun fact despre mine, știu să scriu cu ambele mâini. I don't know. Dacă chiar n-ai ce face, poți să încerci chestia asta. 4. Încearcă să faci caligrafii. Aici poți să încerci de la a folosi marcare cu vârful din acela de pensulă sau un stilou sau o peniță din aceea cu tuș, orice variant, este o grămadă de tutoriale pe net. Sau puteți chiar să vă cumpărați o carte, știu că sunt cărți, știu că e una chiar în Cărturești, din aceasta de caligrafia și să înveți caligrafie, deci why not? 5, cred. Începe un scrapbook. Este acea agendă jurnal în care prinzi o grămadă de poze și scrii amintiri și pui stickere și chestii și, doamne, ador chestiile astea, mi se pare atât de personale și atât de interesante și îmi face de multă plăcere să stau să lipesc și să fac colaje și chestii. Și cred că o să fie un lucru super, super drăguț să te uiți peste câțiva ani, să vezi poze și să scrii amintiri și cu cine ai fost și ce s-a întâmplat și e un fel de jurnal, dar este în același timp și album cu poze. Mi se pare super, super mișto și poți să-l personalizezi efectiv cum vrei tu și cum îți place. 6, cred, nu o să mai țin numărătoarea pentru că o să uit, dar o să scriu undeva. Încearcă să înveți să croșetezi. Știu că poate suna lame și cine croșetează, nu știu ce, toți bătrânii, dar nu, este un hobby super, super mișto și poți să faci atâtea chestii, de la haine, la genți, la accesorii. O chestie pe care vreau eu să o fac este să croșetez flori, gen să faci un buchițel de flori croșetate, adorabil, sau poți să scroșetezi ghirlande din aceleași să le pui prin cameră, sau să-ți faci la încărcător, era o chestie cu frunze, sunt o grămadă de chestii și, doamne, este efectiv infinită lista, poți să încerci absolut orice. Încearcă să faci brățări ale prieteniei, poate să fie ceva foarte interesant. Și dacă ai mai multe culori, poți să încerci diverse modele sau să diverse combinații de culori sau, I don't know, poți să le faci pentru tine, poți să le faci pentru alții și, sincer, ceva cu care poți să-ți omori timpul. Și foarte asemănător cu brățările, încearcă să faci decorațiuni pentru perete. E cam aceeași tehnică, de un pic mai complicat și, doamne, mi se par absolut adorabile. Poți să faci o grămadă de modele sau
ar fi cumva ca o fel de tapiserie, dar o variantă mult mai micuță și pe care poți să o prind așa pe perdei. Un lucru care necesită un pic mai mult material și un pic mai complicat, încearcă să vezi desen, să faci desen digital. Dacă ai deja un iPad și te pasionează de chestia și vrea să încerci, ai putea să-ți iei un pen, de exemplu, eu l-am pe acesta. Nu este cel de la Apple pentru că este foarte scump și dacă nu sunteți sigur că vreți să faceți chestia asta, nu sunteți sigur că o să vă placă, nu vi-l las pe acela pentru că nu mi se pare că merită investiția. Și dar puteți să vă luați unul din acesta la 100-200 de lei dacă deja aveți iPad. V-aș recomanda super mult Procreate, deci cel mai mult pentru care v-aș recomanda această aplicație că găsiți foarte multe tutoriale pe net și vă este mult mai simplu să învățați, dar sunt atâtea aplicații gratis. Deci, următoarea, încearcă să scrii o poezie sau un cântec. Știu că poți zici, da, dar nu știu să cânt, nu știu eu să fac versuri și chestii, dacă stai să te pui la masă cu o foaie și un pix, credeți-mă, chiar nu e atât de greu. Adică, nu ceva, Doamne ferește, nu zic că acești artiști și cântăreți și toți ce fac, fac ușor, nu, în niciun caz. Dar așa pentru tine, pur și simplu să faci câteva versuri, să rimeze, dacă ai o chitară sau ukulele sau pian sau ceva, și mai mișto. Și poți pur și simplu să faci câteva versuri, să, nu știu, e ceva fun, este efectiv o activitate fun și după ce ți-ai făcut chestia, poți să o cânti și să vezi cum sună ce ai făcut. Începe să scrii scrisori pentru viitor. De exemplu, poți să-ți faci o scrisoare pe care o faci frumos, poți să-și decorezi dacă vrei, colorat, cum vrei tu să faci. Și poți să scrii pe plic, nu știu, deschide când termini liceul, deschide înainte să începe facultatea, deschide-o când îți faci primul iubit, când ești tristă, când ești veselă, când ești într-un moment bun al vieții tale, orice vreți voi. Și mi se pare așa o interacțiune foarte drăguță cu tine din viitor. Deci, da. Încearcă să faci o bandă desenată. Nu trebuie să fie prea profi, nu trebuie să fie într-un mod digital. Puteți, pur și simplu, să faceți pe o foaie de hârtie și să încercați să vă gândiți voi la un scenariu și după să începeți să desenați, să faceți voi împărțirea pe foaie, cum vreți să fie casetele, poate vreți să și scrieți în bandă desenată, poate vreți pur și simplu să fie desene, efectiv. Încerca să faci un tort și să-l decorezi. Eu am încercat chestia asta și credeți-mă, chiar e distractiv. Dacă nu vreți să faceți voi tortul, puteți pur și simplu să cumpărați ceva micuț sau pur și simplu luați blatul și faceți voi crema și faceți așa cu, nu știu, 2-3 straturi și după vă faceți creme de mai multe culori. Puteți să începeți să dați o bază, să faceți diverse modele pe el dacă vreți să scrieți. Efectiv, puteți să găsiți atâtea modele pe internet și atâtea chestii și dacă vreți chiar puteți să invitați încă un prieten și să faceți împreună sau, nu știu, din nou o activitate interesantă, mai ales dacă te plictisești. Și la final poți să și mănânci prăjitură, cel mai mult de atât. Încearcă să faci niște fotografii mai interesante și, da, poți să faci și fotografii ție, gen photoshoot, adică, nu știu, te îmbraci în anumite feluri și pozezi și în diverse chestii, dar dacă nu vrei neapărat să faci poze ție, poți să încerci să faci poze lucrurilor din jur. Dacă nu vrei să ieși din casă, tot la fel, găsești sigur ceva în interior, dacă nu poți să mergi într-un parc sau într-o pădure sau unde vrei tu, să încerci să faci chestii, nu știu, mai estetice, din perspective diferite, pentru că, în mod normal, ții telefonul, îl ții și apeși pe buton și ai făcut o poză sau, nu știu, sau să faci poze ție sau altra, dar poate nu te-ai gândit niciodată să încerci să faci poze lucrurilor din jur. Și nu știu, poate chiar ți-ai chestii interesante. Încearcă make-up-uri mai complexe. Și da, toți sau toate ne trezim dimineața și ne facem un eyeliner, ne dăm cu un highlighter și un blush și suntem gata de plecare. Dar puteți să încercați să faceți ceva mai complex din alea, cu eyeliner mai dubios sau farduri sau mie de culori, să vă prindeți piluții din acelea. Absolut orice și pe net sunt o mie și una de modele și puteți să încercați efectiv de oriunde și dacă nu vă pricepeți la machiaj, tot puteți să încercați. Vă plictiți în casă ce aveți mai bun de făcut. Și ultima, care necesită un pic mai mult timp, deci dacă chiar ajuns la nivelul în care nu mai ai altceva de făcut și pur și simplu vrei să omori timpul, încearcă să-ți faci un dulap digital. Adică încearcă să îți desenezi hainele și să le pui într-o aplicație și după să încerci să formezi outfit-uri cu ele. Dar dacă nu ai chef să le desenezi, era chiar o tipă pe TikTok, dacă o să găsesc, o să vă pun un video în care își desena efectiv articolele vestimentare pe care... Articolele vestimentare, ce fiți ești tu... din dulap și după își crea outfit-uri cu ele și după avea efectiv tot foarte bine organizat și mi se părea absolut adorabil și foarte mișto, dar trebuie să fie mult timp pentru chestia asta. Dacă nu, puteți pur și simplu să faceți poze la toate hainele pe care le aveți și tot la fel să vi le puneți într-o anumită aplicație, să vă faceți outfit-uri pentru atunci când nu știți ce să purtați.
Dar, din nou, trebuie să fiți destul de plictisiți pentru chestia asta. Oh! Nu știu cum mi s-a stins calculatorul, dar... Bine. Deci, astea au fost lucrurile pe care puteți să le faceți când sunteți plictisiți în casă sau afară sau pur și simplu chiar nu aveți ce să faceți. Nu uitați să scrieți în comentarii care vi s-a părut cel mai interesant și dacă vreți să începem o serie cu încerc să. Până atunci, ne vedem data viitoare. Nu uitați de like, subscribe și pa, pa, pa!